imunodeficiențele primare ale adultului sunt boli cu transmisie genetică variabilă, care debutează de obicei în copilărie. Sunt și cazuri în care pacienții sunt diagnosticați la vârsta adultă. În unele situații, diagnosticul corect se pune după ani de la debutul simptomelor. Cât de frecvente sunt imunodeficiențele primare la adulți în general, cum stă România la acest capitol și mai ales când ar trebui medicii să se gândească la aceste boli, explică dr. Ciprian Jurcuț, șeful Clinicii de Medicină Internă 2 de la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Carol Davila București, coordonatorul de program din partea Spitalului Universitar de Urgență Militar Central dr. Carol Davila, unul dintre centrele naționale în care se derulează programul de tratament al imunodeficiențelor primare. Imunodeficiențele primare sunt boli genetice, rare, în care sunt afectate mecanismele de apărare ale organismului. Pacienții nu reușesc, din cauze genetice și datorită unor mecanisme complexe, să se apere corect împotriva infecțiilor sau altor agresiuni. Ele sunt boli rare, cum am spus, și, din păcate, în România nu avem o evidență clară a numărului de pacienți cu imunodeficiențe primare. În centrele principale care îngrijim pacienți cu imunodeficiențe primare, noi știm perfect numărul pacienților, dar este evident că acest număr este mult, mult mai mic decât cifra pe care ar trebui să o avem la nivel național. În Franța, de exemplu, în Franța sunt peste 6.000 de pacienți cu imunodeficiențe primare. Iar noi, în România, dacă adun toate centrele, sunt sigur că nu obținem 1.000 de pacienți. De exemplu, în centrul nostru, care suntem unul dintre centrele importante de adulți, alături de centrul de la Cluj, și mă refer aici la centrele de adulți, noi urmărim în acest moment în jur de 35 de pacienți. Spun în jur pentru că mai există mici variații, unii pacienți migrează în alte centre. Deci acum avem în jur de 35 de pacienți. În decursul timpului am văzut peste 40, în jur de 45 de pacienți cu imunodeficiențe primare. La centrul de la Cluj cred că au cam același număr de pacienți urmăriți. Punându-i împreună, să zicem că ne apropiem în jur de 150-200 de pacienți adulți cu imunodeficiențe primare, ceea ce este un număr mult sub ceea ce ar trebui să depistăm la nivel național. Da, imunodeficiențele primare ale adultului sunt subdiagnosticate în România. Lupta noastră și eforturile noastre trebuie făcute pentru a diagnostica corect și la timp acești pacienți. Fiind vorba de o boală genetică, automat ne gândim la testele genetice. Cât de accesibil este diagnosticul în România? O să dau un răspuns mai larg referitor la întregul proces de diagnostic. Diagnosticul lor de bază, diagnosticul acestor boli bazal în viața de zi cu zi a unui medic nu este atât de complicat. El se bazează pe niște teste de laborator. Electroforeză, imunogramă, dozarea imunoglobulinelor serice, care nu este atât de inaccesibilă. Practic, e accesibilă oricărui medic din România. Ulterior, depistând valori scăzute ale parametrilor pe care îi urmărești, pacientul este trimis către un centru, cum suntem noi, cum sunt centrele din pediatrie sau alte centre de adulți, pentru a începe întregul proces diagnostic care se deducă în final la diagnosticul de imunodeficiență primară. Acest proces, etapa numărul 2, e complex și există lucruri care ne lipsesc, există lucruri la care avem acces. Una peste alta, prin eforturile noastre și ale pacientului, putem stabili diagnosticul. Avem nevoie, la unii dintre pacienți, de testare genetică. Testarea genetică nu e necesară la toți pacienții, deși
în centrele din străinătate, majoritatea pacienților sunt testați genetic. Ea nu este necesară la toți pacienții, dar poate să-ți aducă informații extrem de importante referitoare la acest caz. În România, accesul la testarea genetică este limitat. Există o colaborare pe care avem cu Centrul de Genetică din Timișoara, care ne testează unii dintre pacienți, și există a doua modalitate de a testa genetic, este prin trimiterea probelor în străinătate, prin plata de către pacient a probelor, sau ceea ce se întâmplă în cea mai mare parte dintre situații, cu ajutorul asociațiilor de pacienți. Pacienții beneficiază de testare genetică gratuită în străinătate. Și atunci, care ar fi cauza pentru care aceste imunodeficiențe primare sunt subdiagnosticate? Cauzele sunt multiple. Și țin pe de partea de medic și pe de partea de pacient. De medic, când spun medic, mă refer atât la medici cât și la sistemul de sănătate. Medicii ar trebui să se gândească mai des la ele și să ceară mai des analizele necesare suspiciunii diagnosticului mai des. Există o multitudine de situații în care un medic ar trebui să se gândească la o imunodeficiență primară. Infecții repetate, severe, cu germeni atipici, cu localizări atipice, deci un istoric de încărcătură infecțioasă importantă la un pacient anume. Asta e un indice de suspiciune. Pe de altă parte, există indicele al doilea de suspiciune. Pacienți care au diverse manifestări altele decât infecțiile foarte evidente, de tipul afectare pulmonară oarecum specială, cu bronșiectazii, adenopatii, care au patologie hematologică, cu reducerea valorilor trombocitelor sau a hemoglobinei, cu anemie hemolitică autoimună sau trombocitopenie autoimună. Diverse grupuri de pacienți care ar trebui testați pentru o imunodeficiență sau, în fine, măcar scrinați, făcute testele de screening pentru imunodeficiența primară, și eforturile noastre sunt pentru a crește în permanență gradul de conștientizare în rândul medicilor a necesității efectuării acestor teste. În ceea ce privește pacienții, și ei ar trebui să se gândească la o imunodeficiență primară, în special atunci când există istoricul de infecții repetate. Infecții severe repetate, pneumonii repetate, meningite, infecții severe. Nu mă refer aici la simple răceli, simple guturaiuri, simple viroze respiratorii pe care le avem cu toții în decursul anului, ci infecții cu adevărat severe. Repetând aceste infecții de câteva ori pe an, din ce în ce mai des, chiar și pacienții pot să se gândească că pot să aibă o imunodeficiență, ei se gândesc mai simplu, spun că au imunitatea scăzută. Imunitate scăzută, pot să te gândești la o imunodeficiență. Care sunt specialitățile implicate în diagnosticul pacienților cu imunodeficiențe primare? În primă fază ne-am putea gândi la imunolog, dar nu avem atât de mulți imunologi în România. Specialitatea care are în programa de pregătire imunodeficiențele este alergologia și imunologia clinică. Deci alergologii și imunologii clinici. Ei sunt specialitatea care în mod oficial se ocupă de aceste boli. Dar, pe de o parte, sunt pediatrii care diagnostichează populația pediatrică. Și aici există un mare grup de pacienți diagnosticați în rândul copiilor, în rândul populației pediatrice. Migrând la adulți, specialitatea care diagnostichează, dincolo de alergologia și imunologia clinică, specialitatea care este implicată cel mai mult în diagnosticul și tratamentul acestor pacienți este medicina internă.
Noi, la centrul nostru, de la Spitalul Militar, suntem o secție de medicină internă și, pe de o parte, organizăm bilanțul diagnostic al acestor pacienți și, pe de o parte, asigurăm tratamentul pacienților în cadrul Programului Național de Tratament al Imunodeficiențelor Primare. Există un program național, atât la copii cât și la adulți. Programul național destinat adulților datează de aproximativ 10 ani, în jur de 10 ani a fost creat, ceea ce a adus un cadru legal tratării pacienților adulți cu imunodeficiențe primare.